Elevii din clasa 1 de la școala generală numărul 6 din Târgu Jiu își petrec aproape întreaga zi la școală. Pentru că acasă nu-i poate supraveghea nimeni, micuții rămân după terminarea orelor de curs în unitatea de învățământ unde își fac temele pentru a doua zi. Spațiul prea mic din școală nu permite decât ca 20 de elevi să rămână după ore pentru a fi supravegheați de un cadru didactic. Sunt copii care părinții au serviciu de așa natură încât de la ora 12 când ar ajunge acasă nu ar putea fi supravegheați și atunci sunt lăsați aici. În fiecare zi există o doamnă învățătoare care se ocupă de ei, deci sunt supravegați permanent. Deși nu sunt plătite pentru ceea ce fac, cadrele didactice care se ocupă după ore de elevi desfășoară tot felul de activități care să le facă plăcere învățăceilor. Desfășoară alte activități de limba engleză, germană, sport și muzică. Merg și la not. Elevii care participă la programul After School sunt încântați de orele petrecute la școală după cursuri. Mă joc să fac lecțiile. Și îți place? Da. Facem sport, facem jocuri. Învățați și limbi străine? Da. Unii dintre ei spun că se simt chiar mai bine decât acasă, deoarece au și colegi de joacă. Îmi fac temele, mă uit la televizor, mă joc cu mingea, ies pe afară și mă joc. Sunt aici ca acasă? Da, mă simt chiar mai bine. Ca acasă chiar doresc, unii plâng când îi mai au părinții mai devreme de la program. Pentru anul școlar următor, conducerea unității vrea să extindă programul și pentru clasa a 5-a.